Irie era om ca noi, cu slăbiciuni, dar cu rugăciunea s-a rugat să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni și iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie pe pământ. Din apostolul sărbătorii de astăzi, de la Iacob, capitolul 5, versetele 17 și 18. Preacuvioase părinte exar, preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte protopop, preacuvioase părinte stareț, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Bucuria noastră sufletească e mare pentru că Sfântul Proroc Ilie ne-a adunat astăzi la mănăstirea de la Băișoara. Participăm la Sfânta Liturghie, sufletul este rourat de rugăciune, dar pe lângă aceasta vrem să vă punem la suflet un scurt cuvânt de învățătură. Cred că lucrul cel mai important pe care îl învățăm de la Sfântul Ilie este următorul. Din puternica lui credință au izvorât 2 virtuți. Pe de o parte râvna mare față de slujirea lui Dumnezeu și pe de altă parte dragostea mare față de semenii săi. Și lucrul acesta se vede foarte bine dacă lecturăm cu atenție Sfintele Scripturi. În Cartea a treia a Regilor este redată toată istoria Sfântului Proroc Ilie. A trăit în vremuri grele, poporul o ducea foarte greu din punct de vedere material, lipsurile erau multe, a venit și secetate 3 ani și jumătate și le era tare greu. Dar, pe lângă lipsurile materiale, un alt lucru ardea sufletul prorocului. Israeliții pe vremea lui s-au dezbinat și din punct de vedere religios. Ahab, regele lui Israel, se căsătorise cu Izabela, o feniciană, care avea o altă religie și care a încercat să-și propage religia ei și să zmintească poporul să nu se mai închine adevăratului Dumnezeu, ci să slujească lui Baal. Și atunci durerea prorocului a fost mare. El avea râvnă față de Dumnezeu. Din credința lui puternică avea o mare râvnă față de slujirea lui Dumnezeu. Și le-a făcut o demonstrație practică concetățenilor săi pentru a-i întoarce de la rătăcire la calea adevărului. Pe muntele Carmel, unde poate că unii dintre dumneavoastră ați ajuns atunci când ați făcut pelerinaj prin Țara Sfântă, pe muntele Carmel a adunat tot poporul și l-a rugat pe rege să-i aducă și pe prorocii cei mincinoși, pentru că erau mulți. Proroca lui Dumnezeu rămăsese Ilie. Și acolo, pe vârful muntelui, a rânduit să se ridice 2 altare din piatră, unul a prorocilor mincinoși și celălalt a lui Ilie. Pe fiecare altar să se pună lemne, să se junghe câte un vițel, dar foc să nu se aprindă de mână omenească. Să se roage și unii și alții și a cărui rugăciune fie ascultată de Dumnezeu, acela are adevărul de partea sa. Și știți din Sfânta Scriptură că de dimineață până seara s-au rugat adepții lui Baal, prorocii mincinoși,
și n-a fost nici un semn de minune. Și atunci le-a zis Ilie, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați-i lui. Și dacă Baal este Dumnezeu, urmați aceluia. Și înspre seară s-a rugat și Ilie. Și dintr-o dată, Dumnezeu a coborât foc din cer și a ars jertfa, lemnele, pietrele. Și tot poporul a exclamat, Dumnezeu este Domnul! Dumnezeu este Domnul! Și s-a arătat nou. Poporul s-a întors de la rătăcire, pentru că Ilie, din râvna mare, ce izvora dintr-o credință puternică, suferea pentru dezbinarea religioasă a concetățenilor săi. Mai mult, după această minune, Dumnezeu a dat și ploaie, ploaie din belșug și sărăcia a încetat. Aceasta este o mare virtute a lui Ilie, izvorâtă din credința lui puternică. Râvna față de slujirea lui Dumnezeu celui adevărat. Și am zis că o a doua mare virtute era aceea că își iubea semenii. Îl durea tare mult. Opresiunea, exploatarea la care erau supuși oamenii de către regele Ahab. Pe lângă faptul că era idolatru, nu din naștere, ci influențat de soția sa, a învățat să fie și lacom și să-i asuprească pe cei fără de ajutor, fără de apărare. Lângă curtea regală, Nabot avea o vie mică, moștenită de la părinții săi. Și regele și-a pus ochii pe ea. Și Nabot i-a spus, măria ta, este moștenire de la părinții mei, n-o dau. Avea nu atât importanță materială, cât mai ales emoțională. Era legată de moștenirea de la părinții săi. Regele s-a supărat foarte tare și Izabela, cea ticăloasă, a zis, nu te supăra, rege, găsesc eu soluția. Și a găsit soluția. În Vechiul Testament, cei ce hulau numele lui Dumnezeu erau uciși cu pietre. Și atunci ce a făcut Izabela? I-a pus pe bătrânii poporului să găsească doi oameni ticăloși care să mărturisească mincinos că Nabot l-a hulit pe Dumnezeu și pe rege. Și-a găsit doi ticăloși. Și atunci Nabot a fost ucis cu pietre și a rămas via lui Ahab. Dar prorocul Ilie, care îi iubea pe săraci, își ocrotea conaționalii săi, din partea lui Dumnezeu a venit și i-a spus lui Ahab lucrul următor. Așa grăiește Domnul. Ai ucis și vrei încă să intri în moștenirea lui și să-i mai spui, așa zice Domnul, în locul în care au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii și sângele tău. Și prorocia s-a împlinit pentru că, urmând un război cu sirienii, a fost ucis regele, l-au pus în car și când a ajuns carul în locul unde fusese ucis Nabot, câinii au lins sângele care curgea din car. În rezumat, din marea credință a lui Ilie au izvorât două virtuți, râvna puternică pentru slujirea lui Dumnezeu celui adevărat și, pe de altă parte, dragostea față de seminii săi, neajutorați, exploatați, nedreptățiți. Cred că aceste două virtuți ar trebui să le învățăm de la Sfântul Ilie astăzi când el ne-a chemat aici la praznicul mănăstirii lui. Pe de o parte, să avem multă râvnă față de slujirea lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să întărească unitatea în credința românilor. Pentru că dezbinarea, împărțirea pe mai multe
confesiuni este păgubasă. Unul este Dumnezeu. Și putem striga și noi, ca și mulțimile adunate pe Carmel atunci, Dumnezeu e Domnul. El este Domnul și s-a arătat nouă. Pe El să-L slujim. Și pe de altă parte, învățăm de la Ilie că trebuie să avem foarte multă milă față de cei necăjiți, față de cei săraci, față de cei neajutorați. Toți trebuie să avem milă. Începând cu cei mari, care au și posibilitatea de a o face, dar continuând cu orice creștin. Pentru că ajutorul nu e mare sau mic, ci e făcut din inimă sau nu. Și dacă e făcut din inimă, chiar dacă e mic, are valoare mare. Lucrurile acestea ne învață Sfântul Proroc Ilie. Acum noi vedem și sfârșitul ce i l-a hărăzit Dumnezeu. Datorită credinței lui mare, nici n-a mai murit. Tot în Țara Sfântă, când faceți pelerinaj la Iordan, ghidul vă arată și locul pe unde a trecut Ilie înainte ca Dumnezeu să-l ridice la cer cu căruță și cu cai de foc. Ilie și Enoch n-au murit ca toți oamenii, ci i-a luat Dumnezeu la el în cer. Care este concluzia? Cine are credința lui Ilie, cine are râvnă mare față de slujba lui Dumnezeu și dragoste față de seminii săi necăjiți, acela este ridicat de Dumnezeu în cer. Când murim, Tatăl Cel Ceresc ne duce acolo unde este Ilie și unde sunt toți sfinții plăcuți lui Dumnezeu. Și acolo credem că l-a dus Dumnezeu ieri când și-a dat sufletul și pe Părintele Arsenie Papacio. Poate unii dintre dumneavoastră, cei care sunteți venerabili și aveți ani mulți, știți că o perioadă după ce a ieșit din temnițele comuniste, pentru că a fost dintre cei prigăniți, a păstorit în Filia. Și apoi s-a mutat la mănăstirea dintr-un lemn, iar zeci de ani la mănăstirea Sfânta Maria de la Techirghiol, de unde s-a și mutat în cer. Iată câteva gânduri, iubiți frați și surori, cu prilejul acestei sărbători minunate pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu la Băișoara. Harul lui să se reverse din belșug peste mănăstire, peste părintele stare, peste cei ce se nevoiesc aici și peste dumneavoastră, peste tot. Și să vă dăruiască puterea de a avea multe realizări și spirituale și materiale. La mulți ani!